Foarte bine că ați dat click, pentru că deja știți că un dialog cu Gabriel Liiceanu este de neratat, indiferent de interlocutor. Eu sunt Laurențiu Ungureanu, sunt jurnalist la Hot News și îmi revine sarcina ambițioasă de a conduce acest dialog. Domnule Liiceanu, vă mulțumesc pentru întâlnire. Mulțumesc că m-ați invitat. O să vorbim astăzi despre lumea în care trăim și e departe de a fi un truism, pentru că e mai cu seamă titlul conferințelor pe care Fundația Humanitas le organizează la Ateneul Român în perioada 18-20 mai. Printre invitații... Deja de 7 ani. Este a 7-a ediție. Da, lumea în care trăim, subtitlul acesta. Anul acesta îi vom vedea pe scenă, printre alții, pe biologul Alexandru Stermin, pe criticul și istoricul de artă Victor Stoichiță, pe Cristian Mureșan, expert în politici publice și în domeniul energiei, pe jurnalista Catherine Nixey, autoarea volumului Epoca Întunericului, cum a distrus creștinismul în lumea clasică. Ne propuneți așadar o serie de conferințe și dialoguri culturale și științifice pe teme de actualitate și cu o discuție despre actualitatea, dacă îmi permiteți, mai imediată aș vrea să începem și noi. Pentru că se pare că suntem într-un moment critic, într-o criză atât din punct de vedere politic, cât și economic, cât și social, și aș vrea să știu cum resimțiți dumneavoastră această perioadă. Este foarte amestecat ceea ce, dacă mă întrebați ce simt eu, pe de o parte sunt în continuare fericit. Că au trecut 34 de ani de când a avea șansa libertății de exprimare ca simptom suprem al libertății, este un lucru pe care nu pot să uit să-l prețuiesc în fiecare zi. Faptul că stăm de vorbă așa cum stăm acum este un lucru pe care până la vârsta de 48 de ani te-am imaginat. Deci am ieșit cu adevărat dintr-o societate totalitară și suntem într-o societate în care libertatea a căpătat un corp. Și primul este faptul de a vorbi liber, fără să știi că există o penalizare politică, juridică, pentru a spune cu glas tare ceea ce îți trece prin minte. Și ăsta este un lucru nemaipomenit de bun, care în momentele mele de depresie mă ajută să nu cad. Pentru că există momente de depresie, există un fundal negativ pe care trăim cu, mă rog, nu pot să urăsc în numele tuturor oamenilor din România, dar mulți dintre noi. Acest fundal de depresie vine din faptul că știm că avem o grămadă de aturi istorice pe care le-am câștigat după, le-am căpătat după 90. Facem parte din Uniunea Europeană. Am visat o viață întreagă să reconectăm istoria noastră la istoria Occidentului, așa cum a fost România din clipa în care s-a născut ca națiune. Faptul că am reușit să recuplăm cu o civilizație din care am făcut parte, de fapt, tot timpul așezați geografic cum am fost și pe urmă, după nașterea națiunii române ca stat de sine stătător, a căpătat o formă cât se poate de concretă. Ne-am cuplat la valorile Occidentului, la cultura lui, ne-am dat seama că facem parte dintr-o civilizație de vârf a omenirii. În clipa în care știi toate lucrurile astea, știi că ai reușit să recuperezi ceea ce se numește o economie liberă, liberală, în care piața, nu niște funcționari de partid nenorociți, fixează prețurile la mărfuri și câte perechi de pantofi numărul 43 trebuie să iasă. Căci asta se făcea în anii 50-60. Piața, așa zisă piață, era reglată de un înalt funcționar de partid, un ministru al economiei și al prețurilor, care stabilea câte pachete de om trebuie să facă și așa mai departe. Era o societate bulversată complet, în care conviețuirea ajunsese o formă de mizerie supremă. Astăzi lucrurile astea nu mai există. Ne-am reîntors la această piață liberală, la firme particulare, care funcționează după regulile calității și a perspectivei eșecului în clipa în care nu respecti legile fundamentale ale economiei libere. Astea sunt momente de bucurie, sunt lucruri de bucurie. Și totuși, avem toate premisele? Avem atâtea lucruri bune câștigate. Ceva gripează societatea. Lucru care gripează societatea, vă spun de la început, pentru că mă obsedează treaba asta de ani de zile, este gradul de corupție al administrației publice. Asta însemnând totul, de la primarii comunelor până la vârfurile societății politice. Lanțul corupției este teribil și este întins ca o caracatiță peste societatea română. Oameni puțini, câteva sute de mii, paralizează o societate de 20 de milioane. Pentru că tot ceea ce producem noi prin inițiativa, priceperea, competența a ceea ce v-am spus înainte, a instituțiilor private libere care creează bugetul acestei țări prin taxe, totul este furat la nivelul corupției aparatului de stat. Nepotisme, furt pur și simplu, deturnări, toate lucrurile astea nu le spun pentru că așa mi închipui, ci pentru că există rapoarte ale DNA-ului făcute pe ultimii 20 de ani și lectura lor îți dă frisoane. La vârf avem o țară de infractori corupții. Ei ne blochează. Dacă am fi putut să fim o țară cu corupție mică, cum sunt, să zicem, marile țări civilizate, necorupte ale nordului Europei, pensa în Scandinavă, noi am fi arătat astăzi cel puțin așa cum arată Austria. De aici vine drama. Pe de altă parte, din partea reprezentanților statului, ni se spune că totul e bine. Și permiteți-mi să parafrazez o declarație recentă a președintelui României aflat în Coreea de Sud, care spune în contextul formării coaliției de guvernare că obiectivul coaliției a fost stabilitatea și trecerea cu bine prin crize, iar acest obiectiv a fost atins. Vă liniștesc astfel de declarații? Vă simțiți la adăpost? Sunt pe șleau spus, minciuni politice. Aproape sunt foarte puțini oameni care deschid gura politici și care rostesc, au vreun raport cu adevărul. Adevărul lor se raportează la interesele pe care le naște în fiecare om care ajunge acolo. Puterea. Corupția înseamnă următorul lucru. Abuzul legat de o funcție, deci de putere, și de anumite vicii ale naturii umane, ca de o pildă lăcomia. Deci puterea politică plus lăcomia nasc monstru corupției. De ce? De ce de când a început discuția noastră, tot insist pe cuvântul corupție? El este un rău atât de pervers pentru că a însoțit istoria speciei umane și a distrus cetăți înfloritoare, regate, imperii. Și cu toate astea, societatea umană nu și-a dat seama că binele și răul ei depinde de ținerea în limitele de capacitatea de a reprima acest cancer suprem al omenirii. Cine ne ascultă o să spună, a nebunit, omosexual, ce corupție, unde o vedem? Așa la tot pasul el o vede ca... Imperiul Roman a fost cel mai mare imperiu al lumii. A dispărut prin corupție. O grămadă de țări ale lumii care au avut epoci de înflorire economică În clipa în care guvernarea lor s-a răsucit către rău, au împins societățile în mizerie. Deci noi nu conștientizăm, noi înțelegând specia umană, cât de teribil este răul corupției decât de vreo 30-40 de ani. Deși istoria corupției e în sine înspăimântătoare, dar perversitatea acestui rău este că nu se vede. Nu-l pipăi așa cum pipăi răul pe care ți-l face cineva când declanșează un război și vine peste tine. E un rău care sapă temeliile lumii. Lumea noastră, România, în clipa de față, este săpată în fundamentele ei pentru că suntem pe primul loc în Uniunea Europeană la corupție. Cea mai coruptă țară din UE. La ce fel de date faceți referire? La sondaje, la interesul, la dorința de a înțelege ce se întâmplă cu noi. Și atunci am avut șansa să citesc studii, sondaje făcute la cel mai înalt nivel, International Transparency, Banca Mondială, sondaje interne, scrise însă într-un limbaj care nu le face accesibile publicului larg. În clipa în care ele sunt traduse, cum facem noi acum într-o discuție liberă, atunci măreția negativă a acestor lucruri îți sare în ochi. Când spun suntem în fruntea clasamentului corupției în Europa, dați seama că nu spun pentru că vreau să fiu interesant. Astea sunt realități pe care le poate verifica oricine și aruncă ochii unde trebuie. În același timp, nu suntem cel mai corupt popor. Atenție! Când vorbim de corupție, vorbim totdeauna de funcții publice. Un particular nu poate fi corupt decât dacă propune mită unui funcționar public. Dar în rest, corupția este inițiată totdeauna prin funcții publice deturnate de la servirea poporului care i-ai făcut jurământ că îl vei sluji, către interesul propriu. Știți ce e teribil în clipa de față? Uitați, am aici o foaie pe care am trecut jurămintele pe care le depun mari sau mai mici administratorii României de la nivelul statului, aparatului de stat. Președintele, primul ministru, miniștrii, deputații și senatorii, primarii, funcționarii publici. Toți depun un jurământ. Le-am văzut la televizor de atâtea ori. Cu Biblia alături, se pune mâna pe Biblie și se spune în toate aceste jurăminte, apare această propoziție. Jurământul președintelui Român. Propășirea, jur să-mi dăruiesc toată puterea și picior, pentru propășirea spirituală și materială a poporului român. Primul ministru. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român. Senatorii și deputații, jur să împlinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor. Jurământul primarilor, jur să, pentru binele locuitorilor comunei, orașului, municipiului, județului X. Jurământul funcționarilor publici, jur să îndeplinesc conștiincios îndatorile ce îmi revin în funcția publică, să respect normele, etc. Aceste jurăminte, care sunt făcute în fața unui popor întreg la televizor și au o alură de fast, ce le corespunde acestor jurăminte? Un aparat politic, administrativ, din ce în ce mai mare, uriaș, care e plătit de noi și care crește de la un an la altul și care presupune angajarea rudelor, a iubitelor, a copiilor, a nepoților, nepotismul. Este plin. Dacă l-ai scutura aparatul ăsta administrativ de toate aceste cum să vă spun, lipituri pe corpul poporului nostru, că pe banii lui, este iarăși pe semne statul cu cele mai multe cheltuieli făcute din buget pe funcționari, care numai jurământul ăla nu respectă, ci dimpotrivă vor un stipendiu de la stat, nu răspund în fața nimănui, a alegătorilor, atât. Nu sunt condamnați de justiție în marile cazuri de corupție, cât cu pedepse modice. Cele mai teribile furturi și lovituri date bugetului României de către ei, de către acești oameni, sunt sancționate cu maximum 7 ani. Vă dau un exemplu. Vă spune ceva numele Sebastian Vlădescu? A fost ministrul finanțelor în timpul guvernului Tăriceanu și în preajma declanșării cu adevărat a marii crize financiare din 2008-2010. În timp ce poporul român tremura văzând că intră într-o fundătură a istoriei, se punea problema micșorării salariilor cu 20%, ei angajau 30.000 de oameni noi. În timpul ăla, ministrul finanțelor, în loc să se ocupe de ce face țara într-o criză ca asta, își negocia mita de 4 milioane de euro cu firma austriacă care trebuia să revizuiască construcția căii ferate București-Constanța. N-a apucat să ia pe toți. A luat doar 2,5 milioane. Vă dați seama ce crimă la adresa unui popor este asta? În timp ce oamenii se tem că încep să moară de foame, că nu mai știu cum se descurce. Ministrul finanțelor care jură că își va depune toată sârgul pentru binele și ea, se gândește cum să-și fure banii pe viață. Așadar, lipsa de altruism, opusul slujirii, este nenorocirea acestui popor. Opusul slujirii. La un moment dat foloseam cuvântul a sluji, a sluji, a sluji. Orice om care ajunge într-o funcție publică își dedică viața slujirii celorlalți. Nu o face, devine unul dintre cei mai mari răufăcători ai unei țări. Uneori sunt crime supreme. Deci acest om, în țările de tip China, Thailanda, comunism înainte de 90, erau împușcați. Acum 2-3 săptămâni a fost împușcată în Thailanda o doamnă care ocupa o funcție înaltă și care a făcut o țeapă de asta de câteva milioane de euro. Să nu înțelegem că insinuăm un astfel de... Atenție! Nu se pune problema de așa ceva. Într-o societate civilizată sunt pedepsiți pentru gravitatea lucrului făcut, niciodată cu moartea. Dar vreau să spun că există încă pe glob asemenea locuri. China. China împușcă pentru așa ceva. Doamne ferește să ajungem vreodată acolo. În comunism, marea caz de corupție a unui tip prin anii 60-70, care furase niște cisterne de vin și le transformase în bun propriu și le prelucra și făcuse o cramă și a fost împușcat. La noi nu se pune problema să fii împușcat, dar nici să dai o pedeapsă de 7 ani pentru crimă la adresa unui popor întreg. Omul ăla ca ministru al finanțelor a fost un criminal al poporului român. Noi trăim într-o țesătură de crimă, de corupție, adică de crimă. Oamenii ăștia, oamenilor ăsta nu le pasă nici de mizeria extremă în care trăiesc anumite regiuni din România. Teleorman, Gorj, Moldova, nu le pasă. Nu le pasă că educația e la pământ. În timpul ăsta președintele tot flutură prostia aia cu România educată. Prostie în sensul că acolo este marea problemă. Dar acolo e marea problemă. dar doar ca să o afișezi ca paradă și să nu faci nimic, fie că nu te pricepi, fie că nu-ți pasă, este teribil. Deci jurământul lui este cel mai grav. Cum credeți că îl va reține istoria pe președintele Klaus Iohannis? Foarte prost. Nu știu, ori nu-și dă seama pe ce lume trăiește, ori ce a făcut. Deci noi l-am ales, cum să vă spun, cheia conviețuirii optime într-o societate umană este gradul de educație al unei societăți. Noica folosea metafora asta, care o înțelege oricine. Calitatea unei clădiri depinde de calitatea cărămizilor din care e făcută. Această metaforă aplicată la educație spune totul. Calitatea unei societăți depinde de calitatea morală și profesională a indivizilor care compun o societate. Dacă la noi 42% dintre oameni sunt analfabeți funcțional și analfabeți, ce să aștepți? Ideea că educația este cheia de boltă a unei societăți e veche de când lumea. Când vii și spui asta, oameni ca noi reacționează pozitiv. Agenda președintelui României coincide cu agenda mea. În mod formal? Da, mă repet să-l aleg, îl susțin. Și am făcut-o din plin. Dar pe urmă dezamăgirea. El nu-și dă seama că e pe măsura promisiunii neținute? Repet, din indiferență, din cinism sau din incompetență. Acolo suntem. Schimbările din politică din aceste zile mă fac să așez lupa într-o altă direcție și să remarc faptul că printre candidații la Primăria Capitalei se numără autori publicați în volum. Și iată, Gabriela Firea, candidatul PSD, și-a relansat volumul său de povești de dragoste numit Trei motive. Sebastian Burduja, candidatul PNL, se remarcă publicului de la umbra volumului său Planul pentru București. Cum vedeți faptul că, mă rog, poate începând cu bestsellerul Pas cu pas, politicienii își împodobesc candidaturile cu cărți scrise chiar de ei? Fac paradă cu această apetență pentru scris, pentru cuvânt. Atenție, prostia și inteligența sunt repartizate în grade diferite în ograda fiecărui om. Aici e vorba de abilități. Își dau seama că atunci când îți umpli pieptul de decorații, 3 doctorate, când tu n-ai bacalaureatul, cărți, paradă publică de felul ăsta, evident că îți propui la nivelul unei inteligențe banale politice să dai o imagine cât mai convenabilă a ta electoratului. Deci nenorocirea vine de aici, de fapt. Problema noastră a oamenilor în general nu este că n-au modele de conviețuire reușite. Au existat minți geniale care au pus la punct cele mai bune modele de funcționare a societății. În clipa în care democrația s-a născut în secolul XVIII, din mintea unui om, numit Montesquieu, a unui om care îi trece prin cap că abuzul puterii este sursa răului și că deci puterea trebuie fragmentată și dispersată în direcții diferite, executiv, legislativ, etc., el creează, propune un model care în sine e genial și perfect. Dar capacitatea oamenilor, în speță natura umană, în clipa în care se apropie de acest model, îl distruge, îl contorsionează. Modelul democratic este în sine perfect. Majoritatea unui popor își alege reprezentanții. Ce vrei mai frumos decât atât? Ei, reprezentanții, trebuie să dea seama în fața celor aleși de felul în care și-au dus la capăt mandatul încredințat. Sună splendid în vorbe. Cine dă seama? Odată văzuți la putere, nu mai dau seama de nimic. Iată, de absolut nimic. Iată, apropo de checks and balances pe care le propune Montesquieu, aș aminti o declarație pe care ați făcut-o dumneavoastră într-un dialog cu Cătălin Striblea și a zis așa, acum în urmă cred că cu un an: ce s-a întâmplat cu Câmpeanu nu se va opri aici. Vă refereați la scurt timp după demisia ministrului educației Sorin Câmpeanu, care era acuzat de plagiat, la faptul că în curând ar putea urma și demisia lui Nicolae Ciucă, din același motiv. Nicolae Ciucă este astăzi unul dintre artizanii active ai mișcărilor politice despre care am vorbit și se pare că o declarație de bun simț, practic, s-a transformat într-o frază de un optimism neverosimil. Ce așteptări ne mai putem permite să avem de la oamenii politici? De la aceștia verificați deja prin discrepanța dintre vorbele lor și realitatea vieților, nimic, absolut nimic. Ar trebui ejectați de pe scena politică. Dar cine? Nu eu stabilesc că trebuie ejectați. Eu pot să spun, dar nu reprezint decât un ins, Tinuș. Ori mai fi ca mine, dar majoritatea se lasă în continuare manipulați, păcăliți, amăgiți, pentru că nu au nici informația necesară pentru a-și face o judecată proprie, nici educația politică pentru a o face. O democrație nu există decât atâta vreme cât cei care și-au ales reprezentanții îi pot scutura, le pot cere socoteală pentru ce au făcut. La noi nu se cere socoteală. S-a întâmplat, de pildă, în cazul recent fostului candidat la primăria Capitalei, medicul Cătălin Cârstoiu, căruia publicul i-a cerut socoteală în acest fel, remarcând, bineînțeles venind către jurnaliști și remarcând conflictul, starea de incompatibilitate în care acesta se afla. Iată câteva interpretări ale politicienilor care l-au girat pe acest candidat. De mult timp nu am mai văzut un jihad pe un așa candidat. Îmi pare rău că în 2 săptămâni a devenit Bin Laden, că n-a omorât pe nimeni, n-a făcut rău la nimeni. Ce spun aceste cuvinte despre competiția electorală? Cuvinte de campanie, de vorbe răsucite. Nimeni nu-l întreabă ce competență are pentru a candida la acea, ce experiență are și mai departe. Care e adevăratul CV-ul unui medic? Ce legătură are cu CV-ul unui primar de București? Asta e prima întrebare. Am trăit ca cealma uriașă al unui medic președent, al lui Oprescu. Păi, nu înseamnă că orice medic, evident, va deveni Oprescu, dar totuși, ceea ce s-a întâmplat atunci e semnificativ. A venit un om cu un tupeu uriaș, care devenise stăpânul absolut al fiecărui metru pătrat de spitale din București, care avea experiență medicală de 7 operații într-o viață de apendicită. Și era directorul spitalului municipal. Acest om care a fost prins cu banii sub pernele de la canapeaua din living. A pățit ceva? Ne salută din Grecia. Exact. Deci majoritatea marilor corupții n-au fost pedepsiți. Felul în care justiția, clemența pe care o arată față de ei, îi încurajează pe ceilalți să facă același lucru pentru că știu că nu riscă mai nimic. 1 din 10 sunt pedepsiți. 1 din 10. Uneori este asumat cu ironie ca un titlu de glorie: și eu sunt interlop. Asta scria pe tricoul unui candidat, da. Unui personaj atipic, poate nu chiar atât de atipic, dar oricum remarcabil în politica dâmbovițeană. Vă întreb ce spune editorul volumului jurnalului 66, scris de supraviețuitarea colectiv Alexandra Furnea, despre prestația și popularitatea acestui personaj politic. N-am mai vorbit cu ea, cu Alexandra, de multă vreme, dar vă dați seama ce trebuie să fie în sufletul unui om care a trecut prin cel mai teribil infern imaginabil pe pământ, care să arzi de viu și să îți schimbi trupul. Să ai un trup sluțit de foc, pentru că un monstru de genul ăsta are răspunderea că acel loc a funcționat fără apropiere. Nu și potrivit legii. El a fost condamnat, după câte știu. Și a trecut printr-un proces penal. Nu știu detaliile ultime, că nu stau să mă ocup numai de cazul lui Piedon. A fost eliberat din, trebuie să spun asta, că a fost eliberat din închisoare pentru că condamnarea pe care a suferit-o se pare că a fost nelegală. Ok. Mă bucur pentru legalitatea de la noi. S-a făcut dreptate. Problema însă e alta. Cum poți să ajungi la acest grad de cinism încât să spui eu am să accept să fiu candidatul vostru dacă fiul meu primește un contract de 80 de milioane de euro, firma lui, dacă cu tare mi-aș angaja încă 60 de rude, un discurs care a atins limitele cinismului ultim. Acum, nu știu, noi nu avem pe semne legi pentru a sancționa acest comportament. Imoralitatea. Să ieși pe stradă și să spui sunt interlop. Să-l dai liber, să spună sunt interlop. Într-adevăr, există o lege că dacă cineva spune în public că este hoț, n-are voie să candideze, el spune, păi asta e stilul meu, glumeț, de a funcționa. Dar există din nou electoratul care l-ar descalifica pe loc. Îmi imaginez că în Danemarca apare care la grau de civilizație al țărilor, corupție spre zero. Ar avea vreo șansă un om care ar face bancuri de-astea pe stradă. Ori el merge pe ideea că va avea sprijinul interlopilor. E foarte tare, nu? Ar fi foarte comic dacă n-ar fi teribil pentru ce trăim. E nebunitor să vezi că nu poți ridica educația civică a unui popor. E nebunitor. Știți, tot ce discutăm noi acum se învârte în jurul a două cuvinte. Simț civic. Simț civic. Un om care a ales într-una din aceste funcții, care le-am înșirat odată cu jurămintele pe care erau ținut să le ia, ține de simțul lor civic. Îți pasă de celălalt dacă îl slujești, dacă tot juri că îl slujești. Ori acestor oameni nu le pasă decât de binele lor. Nu mai știu cum îl chema pe ministrul agriculturii care a zis stai, domnule, ce dacă mi-am adus fata? Fiecare tată își iubește fetița. Petre Daea. Da, Petre Daea. Și care, ce-i rău? Ce am făcut? El poate chiar așa gândea, atât putea să fie de năuc în spațiul. Tu nu-ți iubești fetița? Sofisme. Succesorul său vorbește despre domnul Nicolae Ceaușescu, președintele nostru, pe ale cărui idei le respectă și le apreciază. Așa spune domnul Ceaușescu. Da, e foarte frumos să îi dai unui criminal istoric numele de domn. În sfârșit, dar treaba e veche. O să spună, e tradiție culturală. Vă spune ceva, numele Zoe Petre a fost consilierul principal al lui Constantinescu. Și în primele 2-3 luni, după ce a fost instalat acolo, aleasă de femeie deșteaptă, istoric, nu știu ce, primul lucru pe care l-a făcut a fost să-și aducă fiul în echipa prezidențială de consilieri ca politică externă. Am văzut-o la 2-3 săptămâni pe asta și am spus, Zoe, dar am trăit împreună într-o societate în care se instaurase o dinastie, rude, frații, toți puși în punctele cheie, armată, etc. Istoricii țării erau rudele lui, generali, etc. Cum poți să continui pe linia asta? Și asta, că dacă care e problema? E vorba de competența lui. Ai dat concurs, în primul n-ai voie să-ți aduci prin lege fiul într-o funcție publică, acolo unde tu ești șefa. Deci noi trăim aceste abitudini în continuare și pare firescul însuși. Poporul va spune, dar nu-i normal să-și aducă cunoștințele. Ei așa spun, am încredere în rude. Concursurile toate sunt cu adresă, sunt farse. Când am trăit ca profesor la Facultatea de Filosofie, e o instituție publică, nu? Am asistat la concursuri dedicate. Veneau caragioși 3-4 inși care habar n-aveau că e deja fixat cel care va câștiga, își dădeau sufletul acolo și nu făceau decât decorul ca să iasă butărica propusă și aleasă de la început. Deci știu cum arată treaba asta și surpă la rădăcină prin ignorarea, călcarea în picioare a meritocrației. Suntem conduși de incompetenți. Am scos la un moment dat o carte făcută de Valeriu Nicolae cu CV-urile tuturor parlamentarilor. E înspăimântător. Erau tipi care făceau 2-3 doctorate în același timp în orașe și aveau servicii multiple în orașe de sute de kilometri unul de altul. Erau lucruri alucinante. Mecanic de locomotivă care dădea tonul într-un domeniu întreg. Erau autori de legi, bine, nu ei făceau legile când nu erau în stare, dar aveau gașca lor de avocați care făceau legile după comanda politică. Vă mai provoc cu o declarație. Respect Constantin Noica, respect Marin Preda, respect Liviu Vasilică. Sunt cuvintele cu care și-a început discursul George Simion în fața publicului din Alexandria. Sigur că am ales acest exemplu pentru că... Nu sunt toți. Pentru că și Noica. Care sunt ceilalți? Pe cine mai respectă? Mai respectă pe Marin Preda și îl mai respectă și pe interpretul Liviu Vasilică. Nu știu cine. E o lipsă de cultură. Am ales acest exemplu nu doar pentru că îl include pe Constantin Noica, însă el e relevant pentru felul în care politicienii fac apel la ancorele din cultura română. De ce o fac? Am vorbit, au nevoie de decorații, de zorsoane, de cosmetizare. Se cosmetizează. Acum trăim în preajma alegerilor. De fapt, suntem într-o perioadă de cosmetică politică. Se cosmetizează. Respectul pentru Constantin Noica îl legitimează pe candidat? Nu e o formă de inteligență. Să-l iei pe Noica, ori nu știe cine e Constantin Noica, electoratul lui. Deci nu știu de ce îl invocă. Înțeleg să-l invoce în fața mea, da. Vedeți, în contextul alegerilor din acest an, vorbim foarte mult despre oameni, poate și pentru că rare ori am remarcat, poate ați remarcat dumneavoastră, discuții despre programe de guvernanță locală. Vor fi pe 9 iunie și alegerile europarlamentare, despre proiectul european și despre viziunea României în Uniunea Europeană. Ce spune selecția temelor despre felul în care candidații se raportează la electoral, dar și la viitorul lor politic? Temele sunt eu sunt mai bun, ba nu, eu mă retrag, vine următorul. Iarăși, vedeți, noi încercăm să vorbim serios pe un fond de întâmplări care ne fac ridicol dacă ne raportăm la el. În clipa în care România își trimite în Parlamentul Europei persoane ca Dăncilă, cine mai era? Vadim Tudor, a fost și el. A fost și Becali. Și cu mari șanse Diana Șoșoacă. Așa. Deci câtă vreme acești oameni sunt chemați să vină cu idei la nivelul Uniunii Europene, totul se așează deodată pe un fond de deriziune politică și funcțional, socială. Oamenii ăștia nu știu să gestioneze viața proprie decât într-un mod spământător pentru noi. Ce caută în aceste proiecte? Deci ești cu adevărat dezarmat. Problema e cum poți să scapi de această teribilă caracatiță, nu? Deci puțini, dar suficient de mulți pentru a face o rețea pe care nu știi cum să o destructurezi, pentru că ei lucrează cu ignoranța cultivată de ei. Deci, clasa politică de la noi a cultivat în acești 30 ceva de ani ignoranța cu un scop evident de a nu da putere de judecată personală fiecărui alegător. Manipularea face parte din recuzita alegerilor, nu? Toată parada asta, toată febra de spectacol, de cosmetică politică, cum spuneam, este în clipa de față extrem de acută. Nu? Trăim în mijlocul ei. Din cauza asta și indignarea care mă locuiește, vedeți că vorbesc supraturat și vibrat, vine pentru că ceea ce alminteri se petrece în tăcere, ca ceva obișnuit, acum iese la suprafață în toată grozăria ei. Firea din nou la primărie. Ce se petrece acolo în voluntari, soțul, cu tot. Ce caută din nou? Cum de oamenii o acceptă? Îți spui întrebările astea mereu, nu? Vedeți, cuvântul indignez-vous a apărut într-o mișcare în Franța, era de stângă. Indignați-vă împotriva capitalismului, asta era subînțeles. Or, acolo se petrece exact același lucru, în cazul ăsta, când te indignezi, mă, ca ceea ce vă spuneam despre modelul democratic. Capitalismul nu este un sistem pe care l-a pus cineva pe lume. A venit cineva și a zis că la comunismul, să construim capitalismul. El s-a construit ca o soluție organică a dezvoltării societății. Capitalismul este la rândul lui un model perfect de funcționare economică a societății. Perfect. Aplicarea lui de indivizi care sunt pacienți ai naturii umane, căzute, cum se spune în termeni teologici, îl compromit. Deci capitalismul, ca model economic ideal, funcțional, care a împins societatea de la foamete de 2% pe glob, de unde era de 90% acum 2 secole. Acum 2 secole, societatea, specia umană, suferea de 90% de foamete. Acum, după 2 secole de capitalism înjurat, 2% din populația globului suferă de foamete. Altfel spus, a reușit să împingă tehnologia, inventivitatea, concurența făcută ca formă de creativitate și ca emergența produsului celui mai bun și cel mai util, la un nivel inexistent până atunci. Nu el e de vină. Sunt persoanele care pot să facă malversațiuni, așa cum face și clasa politică la nivelul viciilor naturii umane. Deci nu capitalismul e problema, ci viciile oamenilor care funcționează ignorând etica afacerilor în firme private. Dar nu ei dau regula, atenție. România e unde e pentru că avem niște firme private care funcționează formidabil. Putem da exemple, dar nu facem. Noi de asta o ducem. Productivitatea a crescut enorm în acești 30 ceva de ani, grație acestor firme. Și atunci, spuneam, una e să spui indignați-vă, de pildă, vă revin imediat. În clipa în care firma SRI-ului era a SRI-ului, aia cu dezinfectanți în spitale. Hexifarma este firma la care vă referiți. S-a aflat că toarnă 90% apă în infectat și că au pe conștiință moartea sute mii de oameni. Pe gardurile clădirii cu pricina au venit tineri indignați și au scris: capitalismul ucide. Nu capitalismul ucidea, ci gestionarii acelei firme. Capitalismul face în mod normal un dezinfectat de 100% dacă e condus de o firmă cu ținută etică, etica afacerilor. Deci este o formă de prostie enormă să crezi că un corupt nenorocit care omoară oameni în felul ăsta reprezintă capitalismul. Nu, reprezintă natura umană căzută, plină de vicii, care are nevoie de bani, de lăcomie, orice preț, moartea celorlalți. Deci, vedeți, indignați-vă. Era prost plasat. Nu te indignezi pe capitalism când o firmă denaturează produsul pe care îl promite că îl face. Dar noi trebuie să ne indignăm în clipa de față, dar nu pe capitalism, ci pe corupție. Putem să ne indignăm având acest sentiment al neputinței pe care sunt sigur că și dialogul nostru îl transmite? Ne mai poate mobiliza această indignare către urnele de vot? Ați spus punctul pe ei. Primul gest de făcut dacă ești indignat este să te duci să votezi. O să zic că ai spus că sunt toți corupți. Nu, nu sunt chiar toți. În USR există oameni extraordinari. Au existat miniștri formidabili. Cel care se ocupa de Drulă, nu? El este președintele USR acum și... Exact. Ăla este un om dintr-o bucată. Ce admirați la domnia sa? E faptul că s-a pus în slujba. S-a pus în slujba. A făcut ceva. A încercat să elimine mizeria gunoaielor. Ce admir și la primarul Timișoarei. Ce admir și la Clotilde Armand. Admir faptul că au o tenacitate care îi costă, pentru că sunt propaganda opoziției, ca să zicem așa, este enormă ca forță. Calomnia, demantelarea personalității cuiva se poate face foarte ușor azi la noi. Aparatul de așa ceva e masiv. Ziare, televiziuni, Dar oamenii ăștia sunt puternici, n-au renunțat. Deci primul lucru trebuie să te duci la vot și să votezi astfel de cazuri. În Oradea există un primar sau ce, care este iarăși fabulos, care a făcut ceva, a schimbat fața orașului. În Timișoara, corupția care exista în primărie era cumplită. Angajările se făceau numai pe oameni agreați de, și prin concursuri traficate, agreați de primar și de șefa de personal a primăriei. Dacă Dominic Friț a reușit măcar să demanteleze această rețea, e enorm. Deci măcar știu asta, că într-un loc e un om care nu mă fură, în care am încredere. Deci du-te la vot și alege-l. Despre o altă lume în care trăim, seria de spectacolul de la din sala Ateneului, seria anuală de conferințe. Aduceți pe scenă specialiști, oameni de cultură, oameni de știință. De ce faceți asta? Ce vă motivează să faceți asta? Iată, o România de cel puțin 7 ani. O România educată. Deosebire dintre un personaj mărunt ca poziție, conduc o editură și sunt autor de cărți, nu sunt președinte României. Dar cred că am făcut mai mult decât el. Instituția cu pricina, nevoia de a... De 30 ceva ani am aruncat vagoane de cărți peste țara asta. Eu cred în educație mai mult ca orice zi soluție, alta nu există. Bun, atunci conferințele numite Lumea în care trăim încearcă să conștientizeze cât mai mulți oameni de aspecte cheie ale vieții de azi de pe planetă. Trecut, prezent, viitor. În clipa în care este invitat un personaj ca Cristian Mureșan, pe care l-am mai adus odată în urmă cu 4 ani. Omul ăla e o lumină, e un timișorean plecat la 17-16 ani din Timișoara și a ajuns să conducă filiala din Franța celei mai mari firme de sondaje de energie de pe glob. Deci omul ăla conduce 1000 de inși și se gândește, da, dacă mai avea un prim-ministru ca un om de genul ăsta, am fi salvați. Pentru că competența lui e maximă, inteligența e maximă și felul în care e invitat să vorbească despre capitalismul încotro, de ce vorbim adineauri, știți, a apărut relativ recent o carte care se numește Capitaliștii împotriva capitalismului și care spune tot despre ce vă spuneam. Oamenii care reprezintă capitalismul sunt vinovați de modul în care e perceput cu căderile lui. Nu modelul, ci oamenii cu pricina. Și se pune problema dacă poți interveni și cum acolo unde o firmă privată funcționează corupt, așa cum a funcționat firma austriacă mână în mână cu Sebastian Vlădescu, dacă poate interveni, ca aceste lucruri să nu se întâmple. Nu? Erau niște capitaliști, dar erau corupți rău. Dacă fac o tranzacție de milioane de euro ca să obțină o lucrare. Se poate interveni în locurile astea? Cum faci ca să nu distrugi piața liberă prin supraintervenția ale statului? Ce faci cu băncile în care există directori corupți? Sigur că, dar nu banca e de vină, că fără bancă ești pierdut. Banca este cel mai inteligent instrument care a apărut în istoria economiei mondiale, da? Și a finanțelor. Deci problema e cum te lupți cu natura umană vicioasă, nu cu modelele ideale de funcționare. Omul ăsta vine și explică azi dinăuntru sistemului cum faci ca să contracarezi pericolele naturii umane vicioase. O discuție despre încercările capitalismului, o discuție cu tema Omul și natura, propusă de Alexandru Stermin, despre străinul în arta vizuală occidentală, comunicarea domnului Victor Stoichiță, o incursiune în istoria creștinismului ghidată de Catherine Nixey. Care e numitorul comun al acestei teme? Toate sunt importante. Vedeți, fiecare vine în altă direcție. În clipa în care am publicat cartea lui Catherine Nixey, cum a distrus creștinismul civilizația greco-romană, iarăși e vorba de o dezintoxicare a mentalului nostru de azi. Bisericile care n-au atins un grad de deschidere și de luminare suficientă pentru ce poate fi mai frumos decât să te căiești? Ce poate fi mai frumos decât să accepti că ai vrut binele, dar ai reușit să faci rău? Ce este rău în a spune de la nivelul slujitorului unei biserici că da, că jumătate din arta greco-romană, uriașă ca valoare, temple fabuloase, sculpturi fabuloase, au fost distruse în 3 secole. A fost o epocă de dezastru în care mari realizări ale specii umane au fost puse la pământ. Ce e rău să spui asta? Am fost tratați imediat ca atei, cazul Nixey este declarată la nivelul câtorva personaje hermeneute dinăuntru bisericii noastre ortodoxe ca diavolul, Dar e bine să auzi vocea unui om care e un cercetător. Aici nu e vorba de interpretări, e vorba de fapte mereu. Dar fapte care nu trebuie scoase la lumină. Asta. Și despre libertatea de a putea vorbi despre ele, așa cum am început și discuția. Libertatea de a vorbi despre orice. Nu există subiect tabu. Ori există acest viciu în clipa de față al factorilor de decizie, cum se spune la unei biserici. Să tăcim despre, să tăcem. Stermin, Alexandru Stermin. El e un fel de copil astral. L-am descoperit în ultimii 3-4 ani. A fost o apariție a cărui harismă, cum se spune, a făcut explozie. N-avem autori care la prima carte debut ajung la 20-30 de mii de exemplare. Da. Or, omul ăsta îți poate da modelul a ce înseamnă dorința de a înțelege totul, pentru că ăsta este supremul nostru dar și obligație, de a înțelege cu mintea noastră ce trăim. Ori el înțelege, vrea să înțeleagă natura, vrea să înțeleagă speciile care ne-au precedat, vrea să ne oglindească în cei ce ne-au precedat, vrea să învețe pe copii, în primul rând, să iubească viul. Să iubești viul într-o epocă în care specia umană e practică moartea, nu? Prin războaie. Deci e foarte frumos. E un explorator. E un om care a stat acum 2-3 săptămâni în junglă, într-un trib. A trăit ca ei, îmbrăcat ca ei. Omul ăsta are să ne spună ceva despre istoria speciei noastre. Da, pe mine m-ați ignorat. Ce ne facem cu specia umană este oare cu putință conviețuirea? Acesta este titlul comunicării dumneavoastră. Sunt foarte fericit să vorbesc pe tema asta și să-l am ca partener de dialog după aia, după ce îmi fac speech-ul, pe Horia Patapievici. Cred cea mai importantă temă de gândire pe care și-o poate pune filozofia astăzi. Nu cred că există o temă mai importantă pe lume decât să înțelegi dacă specia umană, având modelele de conviețuire de care vorbeam, economic, politic, religios, moral, cultural, va reuși să le implanteze, să le pună în practică, sau dimpotrivă le va distruge în permanență și va termina printr-o explozie planetară. Pentru că dacă nu se instaurează la un moment dat în specia umană pacea eternă, pe care au visat-o mai mulți gânditori, specia va dispărea. Pentru că deosebirea dintre două triburi care se luptau acum 60.000 de ani și două părți ale omenirii care se luptă azi este uriașă. Cu săgeți și cu niște bâte nu puteai să distrugi toată omenirea, dar cu un război nuclear, da. Ori dacă butoanele războiului nuclear sunt în mâna unor tipi ca Putin, ca ăla din Coreea de Nord, atunci lucrurile devin cu adevărat discutabile în termen de supraviețuire a speciei. Războiul din prezent, care se poartă deja de mai bine de 2 ani, este una dintre premisele dumneavoastră, înțeleg. Nu. Ideea că noi trăim în formule tribaliste, adică triburile, când a apărut primul Homo sapiens în anul 60.237, deci cam prin anul 60.000 s-a constituit Homo sapiens pe care dacă îl îmbrăcai, îl bărbiereai și îi dădeai cosmetice exact ca nouă azi și puneai într-un metrou, nu-l deosebea nimeni. Nici ca aspect, nici ca nimic. Acei oameni, deci specia însă s-a născut pe ciocniri tribale. Numesc tribalism capacitatea specii umane de a se înfrunta la scări din ce în ce mai mari. În clipa de față, ceea ce face Putin e o formă nouă de tribalism. Omenirea e în stare din nou se ciocnească la nivelul unor interese, fie de resurse. În epoca de piatră, resursele erau terenurile de vânătoare. Astăzi sunt marile energii, puterea, nebunia puterii. Pentru că ce se întâmplă în Rusia nu e numai interes economic, este și nebunia unui om care vrea să se așeze în rândul lui Petru cel Mare, lui Stalin și mai departe. Aceste mecanisme care pun în mișcare tribalismul pot să ne fie fatale. Câtă vreme nu scăpăm de înfruntările între triburi, indiferent că au miliarde sau 100 de inși, nu suntem în safe, nu suntem în siguranță. Domnule Liiceanu, aș vrea să închei discuția noastră de astăzi cu o ultimă solicitare, relund practic ideea colegei mele Magda Grădinaru de la Spot Media, care spune că așa cum un jurnalist face selecția știrilor relevante, și editorul este un curator al cărților care vor forma publicul. Și astfel vă rog să ne faceți câteva recomandări de lectură care să ne facă pe noi să înțelegem mai bine acest an. Și întrebare frumoasă. În general, când mi se pun întrebări de genul ce să citesc ca fiind extraordinar, pe fondul acest discutarăm adineauri cu războiul Ucraina și cu ce, cea mai teribilă carte pe care ar trebui să o citească orice om care trăiește în clipa de față pe planetă ca să înțeleagă care e pericolul legat de Rusia-Ucraina, să citească Jurnalul Marchizului de Custin, Rusia în 1839, jumatea secolului trecut, 19, care e una din cele mai formidabile cărți ale lumii, pentru că nimeni n-a explicat atât de subtil mecanismele de funcționare ale unui imperiu în care toți locuitorii locuiau de fapt în mintea unui singur om, numit țarul. Toți. Dacă erau 60 de milioane atunci, acei 60 de milioane locuiau în mintea țarului care era atunci, Alexandru sau altul. De la Ivan cel Groaznic și până la Putin, poporul rus a locuit în mintea unui singur om, care avea drept de viață și moarte asupra oricărui supus. Deci cartea asta trebuie citită dacă vrei să înțelegi ce se întâmplă acum aici. E o carte magnifică. Alminteri își pune problema să ai o cultură de filozofie politică, ca să înțelegi mecanismele de funcționare ale vieții politice azi pe planetă. Trebuie citiți mari autori francezi, Pierre Manon. Există un manual al personajului civil, care suntem cu toții, și din care înveți ce trebuie să ceri de la un guvern. Dar alminteri sunt cărți pe care trebuie să le citești ca să nu crezi că ai trecut degeaba pe lumea asta, a căror frumusețe depășește discuția noastră. Heinrich Zimmer, Regele și Cadavru, este o carte formidabilă, pentru că îți spune în ea toate marile mituri ale omenirii care s-au transformat în ideologii sau nu, dar este scrisă cu geniu și îți dă marile arhetipuri spirituale ale omenirii, da? Și multe, multe altele. Domnule Liiceanu, vă mulțumesc foarte mult pentru acest dialog. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit până acum și abonați-vă la canalul nostru de YouTube pentru că vor mai urma și altele. La revedere!